Bună seara încă o dată. Bună seara. Da, eu o stată copchilor. Recent am înțărcat copchilul. Cu mânuțul este, vedeți? Cu mânuțul este. Haideți vă spun cum s-a întâmplat. A venit femeia la mine, mi-a dat copchilul și a zis: sănătate, Vladic! Eu mă duc! Eu am plecat. Răbdare ție! Zic, unde te duci, femeie? Lasă-o, zic, și cu tine, care mă leși așa. Cine a înțărcat copchii? Știi și asta, da? El plânge. El plânge, el stă la mine în braț, zice: tata, de, zic, și să dau, eu singur vreau, dragul tati, și să-ți dau. Copchil narcoman, asta se cheamă, copchil narcoman. I-am dat niște lapte praf, l-o tras pe nas, serios. Am găsit în congelator niște lapte de la mamă, s-a încă rămas. Păi noi am încălzit cu zajagal, ca în lingur, nu a fost chipe, nu mers. Noroc că nu puteai merge, că aveți să-l găsesc prin parc, știți, plângă mamele astea cu copchii, cu cărușoare și eu, te rog frumos, ajută-mă, nu-i rău. O leacă de țâță, te rog frumos, nu-i rău. Mama, nu-i, te rog. Plânge, două zile o plâns tare o plâns. Era fereastra deschisă la balcon. Și a zis două variante, zic, sau sar eu, sau îl arunc pe dânsul. Ei, glumesc și cu voi. Eu n-aș fi sărit niciodată și... Da. Eu nu înțeleg sincer dacă sunt om rău sau nu, dar eu nu știu cum să-mi fiez copii. Mi se pare... Nu m-ați judecați. Cum e asta să vină un copil străin duminică la ora 7 dimineața să se trezească? El de asta așa mă trezește așa de grabă că să-l duc mă repede unul la luat. Bună ziua! Eu să-l dau înapoi. Vedeți că practic nu l-am folosit deloc, e ca nou, luați-l. Odată l-am scăpat jos, de era în husă, e tot normal, n-are zgârită. Dar am încercat de ieșire, tăc mama copchilor a zis că eu m-am săturat, Vladic. Eu m-am săturat, eu vreau să înțeleg copchilul. Ești faci și grijă de aspectul fizic, de cum arată după. Totuși a alăptat doi copchii. Și într-o zi vine la mine și mă întreabă, Vlad, dar... Deci, Vlad, dar țâțele mele sunt mari sau sunt mici? Întrebarea de asta, capcană, știți? Normale țâță, adică și... Nu știu ce trebuie țâță mari, ce să faci cu tânsul? Să o puși așa într-o mână, să nu încapă într-o mână, să curgă așa printre dei, știți, să... Le-a puși așa cu am două mâini, să bagi nasul, trebuie să-l faci, asta cui trebuie? Asta nu trebuie la nimeni, asta. Dar știi că am văzut prima dată penisul meu, să uită la mine și zice că, Vlad, tu ai bani? Și eu am zis, am. Și eu zis, a, normal penis, e fain. Soția mea e medic. Știți, este așa un stereotip că medicii scriu rău. Nu e adevărat, la mine soția își citește rău. Ea este medic imagist. Eu nu știu, nici în ziua de azi nu înțeleg ce face ea. Ea lucrează cu imaginația ceva acolo, nu știu. Vine pacient, voi mă doare într-o parte, voi imaginați-vă că nu vă doare. Ceva așa. E greu să ai medic la casă, foarte greu obții un sex. Știți, înainte de primul nostru sex, în prima noapte de dragoste, i-am întrebat, Vlad, ai îndreptare? Sau cum ai venit așa? De la cine sunteți? Da, e greu. O trebuie să fac analiză, îți dau sânge, îți fac rentgen la penis, nu știu pentru ce trebuie. Și nu de ajuns că e greu, dar și acum copchii încă e mai greu, știți? Pentru noi, astea care cu mă doare capul, asta nu scuză, înțelegeți, care e, ni somn. Nu am făcut și prin somn. Nu cum, eu nu dormeam. Dar noi știți care sunt, noi suntem acolo, da? Copchii adorm și eu, dacă și e musara, poate, ne? Și zici că nu pot, că am pus carne la șert. Am pus carne la șert. A cui carne pus-o? A mie carne. A mie șerbi de 3 zile, poate timpul să te uiți la dânsa... Poate trebuie strâns spuma, poate... Fetița îmi spune, tăticu, eu sunt mai mare, eu m-am născut prima, Ștefan îmi emite el, s-a născut a doilea, zic, dragul tati, tu te-ai născut prima, Ștefan s-a născut ultimul, ok? Aici suntem.
Am o problemă, nu pot explica copiilor ce înseamnă economie. Noi ești mari, înțelegem, ei nu înțeleg, dar trebuie să le explici, pentru că s-au scunchit produsele, s-au scunchit carnea, trebuie metode radicale cu copiii. Da? Într-o zi eu zic, Cristina, vin și ai să mănânci zamă de pui mort. S-au gândit alea că au zis că e zdohnitor, nu mănâncă. Yes. De atunci la noi tot ce-i mi-e scump, tot conține pui mort. Adică vreau Snickers, dragutate, știi cât pui mort este acolo? Hai, lasă. Ni fric, pune-l la încălzări, zic, vrei să moară puiul sau și lasă. Ești în dracu. Trebuie să mă obișnuiesc cu faptul că e crește și are păreri, dar vrea să aleagă ei, eu trebuie să respect alegerea ei, da? Am dat un exemplu, când erai mic, nu înțelegeam, noi eram la un spațiu de joacă, e zice, tăticu, vreau la uliță, noi, eu o luam și noi mergem la uliță pentru bărbați. Da, pentru că încă nu înțelegi, eu acolo mă simt ca acasă, înțelegeți, eu controlez situația. Pentru tău sau un pic neobișnuit, totuși să faci caca în pistoar, nu-i chiar ok, dar eu eram la mine acasă. Așa. Acum e crești, înțelegi și zici, tăticu, nu, eu vreau la uliță pentru femei. Și eu intru cu dânsa la uliță pentru femei. Ea intră în cabină, eu stau acolo și mă uit cum intră femeile și se uită așa la mine și se gândesc. Tu încă nu te decizi și vrei să ții în viață sau... Și eu ca să îmi scot din, știți, privirea asta lor suspicioasă, așa, să mai descarc atmosfera tot din când în când, zic, hai, Cristina, mai ai acolo? Dar și ei cadru tașe. Eu iară zic, hai, Cristina, că ne așteaptă acolo. Ei iară tașe. Într-un moment zic, hai, Cristina, odată că ne așteaptă mămica. O femeie n-o răbdat și-o zic, dă-ne poate și numai și-am și putăi și vrei la mine. Îmi fac griji ca fata mea să facă alegerea corectă în viață, inclusiv și bărbatul potrivit, dar trebuie să... îmi fac griji, tată de copii, tată de fată, înțelegeți? Da. Și noi eram la plimbare și ne jucam acolo la un topogan și de noi se apropie unul, Dimca, e de care... Și pe urmă când cresc și eu bămbăuri cu rulul pe dreapta, știi? Și era acolo o țavă, era un parapet, el s-a apuc și trage. Și vine mamsa și zice că, bravo, Dima, bravo. Arată-i, fete, că tu ești puternic. Fata mea sută așa la dâns, sută la mine, sută iar la dâns și spune lui ea. Și trage din trupa și stila este umaninată, că este ca așa. Rupe floare, număr până la 5, desenează un soare și tragi din truba aceea, nu înțeleg. Dacă mă tem că aici o să vină pe 18 ani, o să-mi bată la ferestre. Aaa, eu nu coașe! Dar eu nu vreau să fac cineva cu fata mea și fac eu cu mamsa, ok? De asta eu vreau acum să vorbesc cu dânsul, cu jinerile meu. Este așa o teorie că dacă te uiți în sus și vorbești cu voce tare, universul face așa că omul și ala te aude. Dimca, Iura, Denis, cum te cheamă? El moare vreo 7 ani, nu mai mult. Dacă vrei să faci sex cu fata mea, mai întâi cu Nilingus. Și spui... Și asta cu Nilingus? Uite, înainte de a colora cu flamasterul, trebuie întâi să țineți cu creionul simplu, știi? Nu așa cum faceți voi, mâzgăliți, fugiți la joacă, dar normal, apăsat cu creionul simplu, să cunoască marginea. Prieteni, vă mulțumesc, eu am fost Vlad Slusarenko.